Imaginați-vă că suntem cu 74 de ani în urmă, mai precis pe data de 31 martie 1933. Ne găsim în pridvorul casei unui comerciant destul de înstărit din Ploiești, pe numele lui Nicolae Stănescu. Nicolae Stănescu s-a căsătorit de curând cu o refugiată rusoaică pe numele ei de fată, Tatiana Cereacichina. Ei bine, proaspătul cuplu așteaptă un eveniment foarte important. Alături, în camera de alături, pendula tocmai a bătut miezul zilei. Iar în dormitor, doamna Tatiana se pregătește să nască. Va fi un băiat, numele lui va fi Nichita Stănescu. Eu cred că un om este ceea ce își aduce aminte despre sine însuși. Bunoară, eu mă consider pe mine ceea ce mi-aduc aminte că sunt. De asta, uneori, oamenii sunt în aparență schimbători sau un mod diferit, că de fiecare dată ți-aduce aminte alte lucruri despre tine însuți. Mai 1982. Acasă la Nichita Stănescu. Deci poezia, la urma urmei, este singurul sentiment care răsplătește omul că există. Da? Da, te seru, scumpule. Da, da. Ce zici? Mă, așteaptă-mă puțin că tocmai filmez, scumpule. Bine, te pup, pa. Asta. Celebrul pat despre care v-am vorbit, că în 31 martie s-a născut Nichita Stănescu. Și el arată exact așa cum era, deși tăbliile lui au fost înlocuite. Alături, două piese neînlocuite sunt noptierele. Și aici o jucărie. Jucăria cu care s-a jucat Nichita Stănescu și cam cum arătau toate jucăriile. Și dacă o să vă uitați prin fotografiile care au crescut în casă de-a lungul timpului, o să și vedeți acolo ceva care seamănă foarte mult cu ursulețul ăsta, numai că acolo este vorba de un motan. Dora, am ajuns. Aici stă Nichita. Spune-mi povestea pe care nu mi-ai spus-o niciodată. Nu ți-am spus-o niciodată? Niciodată nu mi-ai spus-o. Mi-a spus că pleacă la Cluj pentru că are o întâlnire la Cluj. Era așteptat și bănuiesc că era foarte așteptat la Cluj. Și că luni, la ora 11, dacă pot să vin, mi-a făcut o curte destul de dură și neobișnuită pentru mine, pentru că mi-a spus că dacă cumva nu o să fiu soția lui, bagă cuțitul în mine, ceea ce m-a speriat foarte tare. Drept care am venit ca să-mi spăl păcatele pentru promisiunea făcută, știind că nu este acasă. Să bat în ușă și să zic, bine, am venit și am plecat și nu e. Și când colo era acasă, cu niște fursecuri pe masă, niște cartoane din alea cu fursecuri, și nici el nu vorbea cum vorbise data trecută. Nu scotea nicio vorbă. Nu scotea nicio vorbă. Nichita nu scotea nicio vorbă. Da, mergea până pe balcon, fuma, se uita în dreapta, se uita în stânga, se întorcea, făcea pe aici pași prin casă. Eu stăteam așa și din când în când îmi spunea, mai ia câte un fursec. Și vreau să spun ceva, că de atunci de câte ori mă gândesc la tine, parcă simt un cuțit în inimă. Și asta a fost, că pe urmă m-am îndrăgostit, gata. Spune-mi, dacă te-aș prinde într-o zi și ți-aș săruta talpa piciorului, nu așa că ai șchiopăta puțin după aceea de teamă să nu-mi strivești sărutul? Thank you.
soldatul mărșăluia, 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 până când, până la genunchi, piciorul i se tocea, i se tocea, i se tocea, până când trunchiul, până la coaste, i se tocea, i se tocea, i se tocea, până când, până la sprâncene, orbea, 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 până când părul lui iarbă neagră era, iarbă neagră era, iarbă neagră era. Un cal alb venea și o păștea, și o păștea, și o păștea. I-ha-ha, i-ha-i-ha. Către Dora, începuse-și să miroși a o ființă vie, neîngropată încă alăturea de morți, neavuțită cu sicrie, mai trase pe la Rubicon cu șase-șase în sorți. Am smuls-o eu de coadă chiar pe ea în sus, dar ea mi-a fost surâs un plâns, un vis în care se făcea că mai eram, că mai era, și o smulsesem pe vulpaica mea de coada-i argintie de pe nea, și ea zâmbea în somn și surâdea și mă ningea și mă ningea și mă ningea. În ceea ce vă privește, dumneavoastră și un bun prieten, Nichita Stănescu, ați pornit două proiecte care au evoluat o perioadă împreună, din câte știu, și după aceea s-au despărțit, urmă, iar s-au reunit. Aș fi foarte interesat și poate toată lumea ar dori să știe cum s-a legat prietenia, ce proiecte, cum ați construit? Ne-am întâlnit aproape întâmplător prin amicul meu Grigore Hagiu și Grigore mi-a spus să mergem în restaurant. Și așa am descoperit și restaurant, am deschis ușa aceea și la o masă era un grup de tineri. M-am ajutat și eu, era un tinerel micuț, așa și încordat cu ochelar, Cezar Baltag. Era un altul cu o bărbuță roșcovată și vorbăreț și ironic, Lucian Pintilie. Și un tinerel înalt, așa, slăbuț, cam spân, așa, finuț, așa, Nichita Stănescu. Așa am cunoscut pe Nichita și am luat simit în fața acestui tinerel, care era doar cu un an mai mare ca mine, aveam 24, el avea 25 de ani. Și care m-a sedus pe loc, prin, mai ales prin grațiile sale de tip feminin, zic așa, prin suavitate, reticență, eleganță, finețe și prin inteligență. Și ăsta a fost grupul care aproape 10 ani a fost foarte unit, ne-am format împreună, am luptat împreună, ne-am susținut împreună și mai ales ne-a susținut Nichita, care deși avea un post foarte, foarte modest, era corector la Gazeta Literară. El, prin influența pe care avea asupra Paul, a reușit să-l convingă pe Paul Georgescu să-l numească pe Matei Cărnescu, care a ajuns până la urmă șeful secției de critică, și în mâzga aceea și în oroiul acela și în falsurile valorice care funcționau pe vremea aceea în presa literară și politică, Matei a reușit să impună valori ca Bacovia și alții, a făcut prima cronică pozitivă despre Lucian Blaga, care era considerat un fascist și un dușman. Dragă și stimate Nichita, ce sunt cărțile? Ce sunt cărțile pentru tine personal? Ceea ce este iarba pentru pământ, ceea ce sunt peștii pentru mare, ceea ce sunt păsările pentru aer, ceea ce sunt cuvintele de dragoste pentru om. Poate că despre poezie n-ar fi cazul să vorbesc, tocmai eu. Și poate că nici despre muzică. Despre muzică ar trebui să vorbească această pianină, o pianină la care Nini a învățat să cânte foarte de tânăr, foarte bine și, cum spun prietenii lui, nu foarte bine, genial. Asta era o pianină care i-a
tulburat copilăria și l-a făcut, cum să spun, să înțeleagă muzica sferelor, dacă există o muzică a sferelor. Dar alături de ea avea și o mică minune a tehnicii contemporane, și anume avea un pick-up cu platan de 78 de rotații, precum și un radio AEG Interbelly, care a funcționat până nu demult. E bine, în camera asta Nini își chema prietenii de școală, prietenii de liceu și făcea un fel de seri muzicale sau seri de poezie. Că tu așa mi-ai zis de că Nichita, dacă n-ar fi fost poet, ar fi fost muzician. Cred că era mai bun pianist decât poet. Mai bun pianist decât poet? Da. A rămas ceea ce scria el, să spunea, mama notează la nevasta. Sau asta a rămas. Dar n-a rămas ce... Poezia este o fantezie debordantă, domne. Este ca muzică. Ce-a făcut rău Nichita? A fost prea deschis, prea... Dar asta e un rău? Nu e rău, dar nici bine, toată ziua să te deschizi. Nu. Bătrâne, există o atitudine că trebuie să aibă artiști în special, să nu mai fie așa de darnici, dar nici să nu dea eu tâmpenit. Dai. Dar dai așa încât să mai rămână la tine, să mai dai mai multe ori. Adică să spui că nu există cântar, balanță. Nu există balanță. Bătrâne, Nichita îi plăcea să aibă galerie. Galeria avea, slavă Domnului, dar era caracula. Nu, de el o căuta cu lumânarea, înțelegi? Dacă nu avea galerie, nu funcționa, înțelegi? Mai târziu, la 40 de ani, așa, 38-40, era... Căzuse rău de tot pe gagici. Da. Cădea câte una, jale. Nu mai putea nimeni să oprească, nici spune-mi vântul, nimeni. Spune-mi, te rog. Socia la aia în fiecare zi, la balcoane, sau serenade, să vorbească, să facă vizite. Nebunea, domnule, și pierdea toată ființa lui. Nebunea. Lua căldurile, nebunite era. Cântăm un sunet pentru Nichita, sau niște sunete pentru el. Nu o să cânt o chestie care îi plăcea lui. Poem. Se apropie viitorul, se aude, se vede. Gândurile pe care le trimit spre el se întorc mai repede ca altădată și îmi trec scântei șuierând în viteză prin suflet, vestindu-l într-una. Se apropie viitorul, se aude, se vede. Și eu fac clădiri tot mai înalte și turle ca să-l întâmpin din vârful lor. Și cu același gest cu care îmi duc palma streașină la sprâncene așteptându-l, gândurile mi le ridic în lume. Se apropie viitorul, se aude, se vede. Primele lui valuri s-au și amestecat cu varul, cu nisipul, ca într-o plajă verticală. Le simt împietrindu-mi sub tălpi la șirul de cărămizi încă roșii pe care stau înălțat. Se apropie viitorul, se aude, se vede, zi de zi, noapte de noapte, soare de soare, stele de stele. Poezia este singura avuție pe care omul o are încă nejefuită. Până acum tot ce a avut omul a fost jefuit, poezia încă nu și-a inventat un Hitler al poeziei ca să fie jefuită de către el. Poezia este a tuturora, în toți oamenii există poezie, iar poetul este muncitorul, traducătorul, umil al sentimentelor tuturora în aceste cărți tipărite. Bună oară de mine, bună oară de alții. Pentru noi, Nichita a fost un simbol al poeziei. Înainte de a fi un simbol, spune-mi însă, cum l-ai descoperit? Cum e această descoperire? Cum se apropie un poet sârb de un poet român? Care a fost misterul care a declanșat această prietenie absolut unică în această lume? Am realizat o situațiune care a durat 12 ore la Târgul Slavia,
unde îi plăcea lui Nichita să locuiască la hotelul Slavia, că avea așa o panoramă cu lumea, stătea pe terasă și privea Belgradul, Serbia, lumea, cosmosul. Și atunci noi am realizat acest proiect clocotrist intitulat Mitul din Gaură Timp. Dar de fapt a fost poemul lui Nichita, Lecția despre cub. Lecția despre cub. Pe care l-am recitat de 12 ori, din ceas în ceas, la un ceas solar, care nu mai există acum, dar atunci exista în parc un ceas solar uriaș și până la urmă s-a oprit și circulația. Au venit 10.000, cred că 30.000, așa ne-a spus șeful poliției. Am oprit circulația. Dar am avut aprobarea marelui arhitect, care a fost primarul orașului, Bogdan Bogdanovici, căruia Nichita i-a dăruit, i-a închinat câteva poeme, din care până la urmă a apărut Suspinul de piatră, inspirat de monumentele lui Bogdan Bogdanovici. Și ce s-a întâmplat aici? Ceva incredibil. Noi nu i-am spus lui Nichita că de fapt, în esență, este poemul Lecția despre cub. Dar evident că e așa, da, a mirosit el. Stătea tolănit în iarbă cu Marin Mincu, cu Desanca Maximovici, poeta noastră națională, care venise neinvitată, auzise la radio că se întâmplă ceva la piață și a venit acolo. Și Nichita, când și-a dat seama că e poemul lui, și-a pus o mască de hârtie pe chip și a intrat și el în eveniment. Sentimentul scrisului l-am avut odată și l-am părăsit. Și am să vă mărturisesc de ce am părăsit sentimentul scrisului. Prefer nopți îndelungi să gândesc versuri și după aceea să le dictez soției mele brusc. De ce? Pentru că Gutenberg a repezit toate cuvintele pe un plan. Ori cuvintele sunt în spațiu. Exact ca Niels Bohr, care a desenat schema atomului pe un plan, dar atomul este în spațiu. Cuvintele sunt spațializate. Ele nu sunt ca acestea moarte. Ele sunt vii între mine și tine, între mine și tine, între mine și tine. Ele au viață. Ele sunt spuse, se spațializează și sunt receptate. Evident că după ce cuvântul mi-l scrie soția mea, mă uit cu ochiul rece și îl îndrept. Dar nu-l scriu cu ochiul rece, pentru că știu de 7 ori limba română, sunt poliglot de limba română și știu de 20 de ori limba poezească și am tendința de a o perfecționa, de a o face lucioasă, de a o face perfectă. Ori perfecțiunea nu are de-a face cu arta. Nu are de-a face cu arta. Am și scris odată că cubul perfect, după ce faci un cub perfect, trebuie să-i zdrobești un colț ca să se mire toți de ce ar fi perfect, de ce nu e perfect acel cub, ce perfect ar fi el dacă n-ar avea zobit un colț. Căci dacă el, zic eu acum, ar fi perfect, nimeni nu l-ar băga în seamă. Perfecțiunea nu atrage atenția. Se ia o bucată de piatră, se cioplește cu o daltă de sânge, se lustruiește cu ochiul lui Homer, se răzuiește cu raze, până când cubul iese perfect. După aceea, se sărută de nenumărate ori cubul cu gura ta, cu gura altora și mai ales cu gura infantei. On je mene izdvojio iz tog društva, ja njega, da. Bilo je tu puno ljudi. Ja l'am skos din societate și el pe mine. Posvetio mi neku pažnju, zagrlili smo se nešto. Na trasu atencije, ne mam brasišat. Pričali na nekom... Am vorbit într-un limbaž... Nemuštom jeziku. Imposibil. I priča je krenula. Dar povestea a început. Trajala je danima. A kako je isekao, pače? A to je već bilo kasnije. Da. Mai târziu, Nichita, aici unde a fost inima, la cămașe, i-a tăiat cu cuțitul un petec, un pătrat, și l-a dăruit lui. Și a umblat prin Belgrad câteva zile cu inima goală, cu gaura inimii, pentru că i-a dăruit pătratul de pe inima lui Sărba, cu un sărut.
Sada smo sve objašnjavali, ja sam se branio, kaže, nisi ti Sveti Martin, nemoj da deliš sve sa mnom. Da, da, ja sam spustio, ne, Sveti Martin, ne treba sam se da reš tot čaj. Parta de jos se compune din parta de sus a părții de jos, parta de mijloc a părții de jos și parta de jos a părții de jos. Țoc! Vreau să vă întreb atunci dacă a existat niște demersuri pentru, în general, țările mici sau culturile mici au acest vis de a ajunge în lista Academiei Suedeze și a Premiului Nobel. A existat o posibilitate sau oportunitate pentru obținerea unui premiu Nobel pentru poezie sau pentru... Da, sunt sigură de asta. Nikita nu a venit. De ce? Nikita suferea de această fobie socială care i-a fost inculcată încă din copilărie. Să nu uităm că era fiul unei emigrante rusoaică, albă, care era vânată de bolșevici, iar în România era urât ca rus, rusnac, da, roșu. Da, deci el era alb și era roșu, da, în același timp. Și el a făcut totul ca să pară român. Când am fost împreună, colegii, n-am să le dau numele, când se certau cu ei, îi spunea, tu nu ești român. Nu e adevărat, da, nu pot să cred. Absolut. Nu pot să cred. Vai, da, este, îți spun, nu mint. Nu, asta sunt convins. N-am de ce, nu vine să ești cred. Român și el s-a, pe el îl durea foarte mult asta. C'est une chanson qu'on a composée pendant une nuit. În timpul unei nopți am compus un cântec împreună cu Nikita. Are o natură absolut intimă, imnică. Se duc soldați într-un război pierdut, război care încă nu a început. Morții cei tineri sunt încă vii, cum toamna struguri în vii. Toți Marilena, știu, Marilena, Marilena, Marilena. Se trece la Marilena, Marilena, Marilena lui Mari. Chekhov, după Shakespeare, primul mare autor dramatic, dacă Shakespeare era un urlet barbar, Chekhov este o tăcere barbară dintre două replici. Necuvintele sunt tăcerea barbară dintre două idei sfinte. Acasă a băut un ceai și s-a culcat și nu se simțea bine. Și l-am întrebat, te simți bine? Și este pentru prima dată în viața lui când mi-a spus, nu mă simt bine. Și atunci l-am chemat pe prietenul nostru doctor și au discutat despre numismatică, despre monede, despre... Și prietenul nostru ne-a spus, zice, trebuie să mergem, cred că are o răceală, trebuie să mergem la spital. Și când a venit asistentul să-i facă perfuzie, trebuia să-i găsească vena și îi spune, ajutați-mă, domnul Nikita, să stați cu mâna. Și el a spus, nu te pot ajuta. Dacă poți să mă ajuți cu ceva, mă ajută-mă tu cu tinerețea ta, dă-mi din tinerețea ta. Și ăla a fugit. Și până să se întoarcă doctorul, Nikita a zis că nu respiră prea bine. Și atunci s-a mutat în partea cealaltă a capătului patului și puneam perna și eu, așa stau mai bine, așa respir mai bine. Și atunci a intrat și doctorul și a închis ochii și spunea verde, rece, verde, rece, verde, rece. Și doctorul m-a alungat de acolo și s-a terminat.
Eu sunt o pată de sânge care vorbește.